Ok, da. Și din informațiile tale, că ești imersat în piața asta, cam cât e cota de piața voastră? Cât de mare e piața totală? E super complicat să-ți răspund la asta. A, știu, știu, adică toate industriile avem provocare. Da, dar tu vrei pe concret, dar nu știm care definește piața. Da, na. Exact. Ok, și acum o să pornesc cronometru, tu o să vorbești o oră și o să-mi dai parametrii pieței și o să zic, avem 4% din asta. Salutare, sunt Cosmin Costea, fondatorul EcoMasters. EcoMasters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească business-ul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro/consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Ciprian! Bine ai venit la E-commerce pe concret, podcastul comunității EcoMasters. Hai să povestim un pic despre tine și despre ce faci tu. Hai să povestim. Mersi de invitație, Cosmin. Să încep eu sau încep tu cu întrebările? Încep tu. Povestește-mi un pic despre Republica Bio, poate chiar de dinainte de Republica Bio. Care a fost drumul tău în viață, în business, în, și academic? Că înțeleg că te interesează și zona academică. În viață a fost destul de simplu. Am început cu teologie, apoi am urmat economie, apoi am fost suficient de norocos să primesc o bursă la ProTV și am fost racolat de ProTV, unde am stat 13 ani. Am început ca agent de vânzări și am crescut în funcții și salariu. Și în ultima fază a vieții cu ProTV am lucrat pentru Time Warner, pentru toate țările în care opera Time Warner în Europa Centrală și de Est. Și aventura cu ProTV, de fapt nu e aventură, că e o relație mai serioasă, s-a terminat în 2013, în decembrie. Și în ultimii ani de ProTV din 2011 am început să deja să fiu preocupat de nutriție. Și decizia a venit foarte simplu. Intru în antreprenoriat, n-am mai vrut să merg în zona de multinaționale sau nici măcar în zona de corporate. Și am zis, ok, vreau antreprenoriat și singurul antreprenoriat care simt că îmi oferă misiunea pe care o simt sau de care am nevoie este în zona de sănătate, nutriție sănătoasă. Și așa a început Republica Bio în februarie 2014. Tu ești un practicant de aliment, practicant de sport și alimentație sănătoasă, corect? E corect, da, da. Practicant fervent. Ce faci? Ce sport faci? Fac pentru musculatură, fac în not, pentru inimă și condiționarea întregului organism, pentru homeostază, fac ciclism de stradă. Ce înseamnă asta? Echilibrul organismului. Homeostaza, okay, este nivelul de echilibru al organismului pe care diferiți stresori îl afectează. Și pentru a reuși să reintri în acest echilibru, trebuie să faci anumite lucruri. Sport în anume fel, yoga, anumite suplimente adaptogene. Sunt câteva do and don'ts ca să pot să menții asta. Ok, adaptogene mi-a explicat soția mea că înseamnă ceva ce te energizează și te și liniștește în același timp. Ok, ți-a explicat suficient de bine. Nu e nevoie să mai intru eu în detalii. Da. Ok. Adaptogenii sunt substanțe care ajută organismul să facă față factorilor externi de stres. Și când vorbesc de stres, vorbesc de
orice fel de stres. Poluarea este o formă de stres, nutriția greșită e o formă de stres, lipsa somnului e o formă de stres, tot ceea ce facem greșit și scoate din echilibru organismul. Scăderea conversiei pe site e o formă de stres? Scăderea conversiei pe site este o formă de panică. Panică, man. Exact. Ok. Da. Cum vă merge site-ul? Cum e? Sărim la un subiect foarte tactic. Cum merge? Care e cea mai bună? Poți să spui conversia? Ce conversie aveți? Aș ține-o secret. Ai ține-o pentru tine. Exact. Dar care e cel mai canalul care convertește cel mai bine ca sursă de trafic? Ca sursă de trafic Google Ads. Deci nu Google Display, Google Ads, deci advertising-ul făcut exact pe interese. Și apoi a doua sursă, evident, organicul. De fapt, organicul este prima sursă, dar din sursele plătite, Google Ads. Ok, deci stați bine pe SEO ca să fie prima sursă organicul. Sau nu ieși din punct de vedere cantitate de trafic? Aici sunt două. Audiența se varsă din două zone. Se varsă din notorietatea pe care ai construit-o, evident, omul intră direct, și din SEO. Da? La SEO lucrurile sunt mai tricky pentru că permanent constatăm că facem SEO de 6 ani. Și constatăm că permanent se schimbă regulile. Adică, știi cum e, înveți și tu să joci fotbal și intri pe teren și zici stai că s-a băgat o regulă din hockey și te uiți ca mutul și nu înțelegi ce se întâmplă. Și mai și câștigă casa de fiecare dată. Știi cum e? Că tot Google îți ia bani. Exact. Așa se întâmplă și Tot timpul trebuie să ajustezi și asta e o mare bătaie de cap, pentru că cel puțin pentru mine a fost tot timpul o bătaie de cap. De ce? Că la început eu SEO l-am înțeles așa. Băi, îți faci treaba bine un an jumate, iei pe unii mai pricepuți decât tine, îi creditez cu toată încrederea, apoi îi creditez cu portofelul. Da. Și ăia știu să facă foarte bine treaba și după un an jumate te liniștești, dai motorul mai încet și nu mai bagi 1000 de euro, bagi 200 de euro pe lună doar mentenanță și lucrurile merg de la sine. E bine, nu. Am constatat că în 6 ani s-a întâmplat de 2 ori să ajungem aproape de zero cu SEO. Serios? Da. Exagerez, nu aproape de zero, dar scăderi mari, 40-50% din SEO. Da. Spuneai ceva despre SEO, cum crește și scade traficul din SEO aproape fără controlul nostru, deși noi ne străduim să facem ce trebuie făcut. Da, așa e. SEO e o zonă, cel puțin pentru mine în atâția ani, e o zonă foarte, foarte frustrantă. În primul rând că nu știi să o faci, știi? E ca și cum chem instalatorul, știi? Și ăla zice, cine ți-a făcut asta? Și tu te uiți și îl crezi, adică zici, părea chiar băiat ok instalatorul dinainte, dar uite ce mi-a făcut. Exact, da. Problema cu instalatorul problema cu SEO este că nu costă cât un instalator, cât vreo 40 de instalatori pe lună, 50 de instalatori și nu te pricepi. Și mai rău decât atât e să constați după un an că nici cei cu care ai lucrat nu prea se pricep. Întotdeauna, știu, eu am lucrat în advertising atâta timp și evident am asistat la cum pregătesc cifrele agențiile de publicitate ca să le livreze clienților. Nu spune vreun dirty secret acum. Și e fix același lucru, adică eu sunt convins că cei care îmi livrează rapoartele și de SEO și de PPC și de toate astea, evident că or să ia lucrurile bune și or să mi le highlight în chestia asta, da? Pentru că dacă te uiți în Google Analytics, te uiți în Google Analytics, nu? Că ești specialist e-com. Normal, da. Clar. Da, e ceva, deci orică mă bagi, îmi deschizi ușa și mă bagi într-o navetă de la NASA, orică îmi deschizi Google Analytics-ul, pentru mine e fix același lucru. Da? Sunt Hai atâția, că nu chiar așa complicat. Atâția parametri, sunt atâția parametri de urmărit și atâtea posibile cauze, încât sunt sute de butonașe pe care poți să le reglezi
mai sus, mai jos și apoi să vezi ce se întâmplă, știi? Și nu poți să faci asta, pentru că dacă ești un antreprenor care vrea să ia deciziile repede și nu are suficiente resurse să angajeze o armată de oameni să facă analiză sau să fie specialiști în big data, evident că aplici regula 80-20, băi, sau 20-80. Băi, care sunt alea 20% din butoane care îmi dau 80% din rezultate? Clar, noi clar. De fiecare dată ne-am bazat pe diversi parteneri care să facă aceste servicii externe, SEO, PPC și așa mai departe. Clar, clar. Mai e o provocare și eu încerc și eu să o înțeleg provocarea asta, este că faci atâtea eforturi de SEO și apari de fapt pe poziția 7-8, pentru că deasupra sunt reclamele, după care sunt ad-urile Google My Business, eventual mai apar și Google Shopping și tu ești primul, dar ești primul jos de tot acolo. Da. Și cred că încă suntem norocoși că apărăm pe prima pagină, dar asta s-ar putea să fie o chestiune de regulation, s-ar putea ca Google să nu aibă voie să dea afară de pe prima pagină pe cei care sunt organici și să pună doar reclamă. Pentru că asta ar însemna că e clar, știm foarte clar că 90% din oameni nu mai trec la pagina 2. Deci, clar, clar. Nu ai dar oare șansă. Câți, te întreb așa, ca discuție, tu câți crezi sau știi că dintre oameni că văd că un ad e un ad și cât cred că e doar un rezultat de căutare normal? Nu știu și cred că aici ar trebui delimitat un pic. Adică nu ar trebui ca universul n-ar trebui să fie cei care folosesc Google. Universul ar fi cei care cumpără pe internet sau de pe internet. Și atunci dacă universul ar fi ăsta, oamenii care folosesc Google și cumpără de pe internet, eu cred că procentul este foarte mare, adică 70-80% plus. Oamenii înțeleg când ceva li se bagă în față. Mhm. Ok. Dar noi ne străduim să și băgăm în față plătit, să fim și pe SEO bine, pe organic bine și da, eventual să avem și trafic direct. Oare că suntem la subiectul trafic, trafic direct, oameni care tastează direct Republica Bio în bară sau au bookmark-ul pus, cum stați acolo? Stați bine? Aproape 25%. Asta e un lucru bun, înseamnă că brandul e puternic și oamenii vin direct. Mă uitam pe datele Amazon și EMAG și au foarte mult trafic de search și foarte mult și search organic și foarte mult direct, pentru că știm că au devenit motoare de căutare, similar cu YouTube, devine un motor de căutare. Și mă gândeam cu voce tare, vorbeam cu un coleg de Breazlă. Ce SEO face Amazon? Adică scrie articole, cum ne străduim noi să facem, face content marketing, ia noul produs, nu face nimic de genul ăsta. Zero. Că nici n-ar avea cum la sortimentul lui. Și totuși noi ne străduim să facem atâta content marketing și internal link building, să legăm articolul cu produsele și ei nu fac nimic și uite că merge. Ceva fac mai bine decât noi. Aici cred că putem să-l sunăm pe Jeff. Sună-l tu de data asta. Să-l întrebăm ce ai făcut. Acolo e o mașină mult mai puternică și dacă ai observat și cu siguranță ai observat, sunt foarte, foarte mulți colaboratori care lucrează cu Amazon și care sunt mândri că pot să facă reclamă pentru Amazon. Și Amazon are un program de afiliere foarte sănătos. Și are o sortimentație atât de mare încât face sens pentru oamenii care trăiesc din referral să se asocieze cu Amazon. Că astăzi scriu un articol despre căști, mâine scriu un articol despre microfoane, poi mâine despre laptopuri, dacă ești pe zona asta IT, oricum faci niște bani frumoși din asta. Și mai ales în piețele mari, dacă ești o autoritate și oamenii merg pe recomandările tale, gândește-te așa, dacă ți-ai construit reputația că ești bun pe podcasting, să spunem, sau pe aparatură de podcasting și oamenii vin și iau referința de la tine, tu o să le dai 4 opțiuni, toate din Amazon. Da. Pe lângă vânzări în sine e și link building-ul natural care se creează. Așa este. Pe de altă parte și noi avem rețelele noastre de afiliere.
poate nu la aceeași scară, dar mecanismele sunt similare pe rețelele noastre. Da, așa este. Din experiența pe care o avem noi, contribuția la rezultate este limitată. La rezultatele noastre, contribuția referrerului în industria voastră. La rezultatele noastre, adică la noi mai puțin de 3% din comenzi vin pe referral. Nu vorbesc de industrie, eu vorbesc de site-ul meu. Ok, și din trafic? Adică vine mai mult trafic cu conversie mai slabă sau e cam la fel ponderea? Aici sunt două discuții. Sunt referrals, care nu e atât de relevantă pentru că n-au trafic mare, și sunt influencers sau bloggers, da? Că asta este un hot topic. Știi? Îți faci un magazin online și cea mai rapidă modalitate de a-i crește traficul și hopefully conversia, da, este să plătești 2-3 influenceri și să ai o audiență foarte mare. Rapid. Experiența noastră este că influencerii aduc o conversie foarte, foarte mică și în 95% plus din cazuri, investiția pe care ei o solicită nu se justifică. Există o observație aici pe care n-am să o ocolesc, care este foarte importantă. După părerea mea, să bagi bani în influenceri pentru a aduce rezultate în e-commerce nu face economic sens în acest moment la prețurile actuale și la rezultatele pe care noi le-am experimentat. Eu vorbesc de profilul nostru de comerț. Dar dacă iei un influencer care creează o legătură între produsele pe care tu le produci, fiind brand owner, da? Noi suntem e-commerce, dar suntem și brand owners. Aș vrea să discutăm despre asta mai în detaliu. În momentul în care se creează acest bond și se creează bondul emoțional, legătura emoțională între consumatorii de content al acelui influencer și ei devin consumatorii produsului tău, pe care îl găsesc în diferite canale de distribuție, atunci se schimbă povestea. Ok, și înseamnă că poate tracking-ul nu este direct și chiar urmăribil suficient, dar efectele sunt poate în alte canale, poate cu un termen de conversie mai lung. Spui că merită dacă ești brand owner. Dacă ești brand owner și dacă ești capabil să crești o distribuție pe mai multe canale, nu doar țeava asta mică de e-com pe care o ai tu, e de fapt o pipetă. Ei, sunt torenți în jurul nostru, sunt torenți, da? Este Mag, este Altex, este Farmacia Tei, BBTEI, da, sunt niște giganți, da? Și tu vii și ești o pipetă și tu zici și vorbești de zeci sau sute de comenzi pe zi și vine unul de ăsta și spune, da, noi suntem la ordinul miilor sau zecilor de mii pe zi. Corect. Numai că apare... Nu, înainte vreau să finalizăm cu partea cu influencerii, că am o întrebare care mă frământă. Între 10 influencerii medii și unul mare, ce ai alege la aceiași bani într-un final? 10 mici. 10 mici. Da. Pentru că? Puterea de negociere este mult mai redusă cu un influencer mare. 2. Influencerii, în mod logic și absolut normal, deci eu înțeleg asta, își monetizează inclusiv imaginea, nu doar audiența. E o distinție importantă. Explică-mi un pic. E exact ce spuneam mai devreme. Dacă tu vrei să cumperi doar audiența, da, numărul de clicuri la o postare, la prețurile actuale nu... Niciun om logic nu ar investi 1000 de euro sau 2000 de euro sau indiferent care este suma pe o postare. În schimb, dacă acea vedetă sau acel influencer interacționează cu produsul tău, îl recomandă, spune lucruri bune despre el, asta este endorsement, da? Și are un alt preț. Da? Deci sunt două lucruri total distincte.
audiența pe care o primești și asocierea de imagine pe care o primești. Și în listele de prețuri ale influencerilor, lucrurile astea sunt evidențiate clar, cu subiect și predicat? Nu se face această distinție, este doar mindset-ul lor pe care unii nici nu pot să-l articuleze. Ei zic, păi mă asociez cu brandul tău. Nu fac distinția asta clară între audiență și imagine. Deci, acum la întrebarea ta, dacă ar fi să iau o decizie strict pentru site, este 1 versus 10, răspunsul este iau 10. Dacă este pentru brand building, atunci îl iau pe acel 1, dacă acel 1 consider că se potrivește ca imagine și are o bază de followeri care sunt foarte angajați în ecosistemul pe care l-a creat. Și acel influencer, că ne-am strânit pe discuția asta, acel influencer să fie, mă gândesc în zona ta, poate un lider de opinie medical sau lider de opinie în sport sau în healthy living, sau poate și în afara lui, cum e, dau un exemplu oarecare, Ina. Sau cineva care, sau Smiley, sau cineva care nu are legătură cu subiectul. Nu, aici cuvântul este, cel puțin în domeniul nostru, cuvântul este credibilitate. Da? Este trust și credibilitate. Adică dacă un om care, o vedetă, indiferent cât este de mare, nu are niciun fel de interes, nu are niciun fel de postare. Dau un exemplu a total aiurea, da? Ai o vedetă din industria muzicală care vorbește doar despre vacanțe, fashion și muzică. Asta e tot, da? Nu are niciun interes pentru nutriția sănătoasă și nu le exprimă în ceea ce scrie. Oamenii nu-l urmăresc pentru acest subiect. Pe mine mă interesează oamenii care vorbesc despre subiectul care e relevant pentru mine. Și nu urmăresc o asociere doar pentru a atrage audiență. Ca audiență, știi, să tragi cu tunul în aer, poți să te duci la Google și să arzi o grămadă de bani. Întrebarea mea mergea un pic într-o zonă care mă frământă. Dacă oamenii urmăresc într-adevăr liderii de opinie, deci cel mai bun alergător sau omul care mănâncă cel mai sănătos, sau mai degrabă oameni normali sau oameni din altă zonă și zic, uite, eu sunt, business-ul meu e consultanță și podcasting. Da. Și dacă Cosmin, care e un om normal, să zicem, mai degrabă se asociază cu un stil de viață sănătos, nu pare așa ceva atât de departe și aspirațional. Pare ceva un pic mai realizabil și pentru un alt om care poate e inginer sau copywriter sau alte meserii. De asta e întrebarea, dacă trebuie să se asocieze neapărat. Sunt două lucruri diferite. Ambele îți construiesc brandul. Tu ca om normal, clar, ai o anumită credibilitate. Ești mai limitat ca și capacitate de a disemina mesajul, clar, că nu ai audiențele pe care le au ei și probabil că rata ta de conversie este mai mare decât a unei vedete. În schimb, dacă ne uităm la numere și la care este cea mai importantă resursă a unui antreprenor și asta este timpul și a doua cea mai importantă este energia, nu am timp să vorbesc cu 10.000 ca tine, 10.000 de Cosmin, prefer să vorbesc cu Smiley, dacă Smiley are în comunitate 200.000 de oameni preocupați de nutriție. Corect, domnul Smiley pentru noi. Adică... Mă scuzați. Hai să vorbim despre brand owner, pentru că în discuțiile noastre cu antreprenorii, noi ajutăm foarte mult antreprenorii să-și crească business-ul e-commerce, în special cu zona de strategie, de procese, de politici comerciale. Pare un pic amestecat. E brand, own brand sau private label-ul meu versus vând produsele și ale altora și încercăm să explicăm că dacă ești doar un retailer, tu nu vinzi produse, tu vinzi magazinul online, pentru că produsele sunt aceleași pe toate magazinele online. Tu te vinzi pe tine însuți sau însăți mai degrabă decât produsele tale. Cheia este să devii un D2C, un om care vinde produsele lui, de preferat direct către cei care le consumă, în cazul tău, le consumă direct. Tu cum vezi asta? Cum a fost la tine? Ai început cu brandul tău sau s-a evoluat spre brandul tău?
Eu n-am început cu brandul meu pentru că nu aveam niciun fel de competență în zona asta. Competență înseamnă nu știam ce se cere, nu știam de ce se cumpără produsele respective, nu știam nimic. Dar atunci viața ta, scuză-mă că te întrerup, personală, era deja în zona de healthy living sau a devenit în zona de healthy living odată cu magazinul online? Nu, viața mea personală era într-o zonă de healthy living extrem începând din 2011 și când spun extrem înseamnă că în 2011 am avut o perioadă de 6 luni în care dădeam teste de sânge odată la 2 zile și făceam analize de ADN și așa mai departe. Deci și o dietă extrem de atent. Dimineața mâncam 2 albușuri de ou și o mână de semințe de dovleac și ăla era micul dejun. Deci, da, eu am venit în Republica Bio cu un bagaj de cunoștințe deja de 2 ani și jumătate de practicant al acestui stil de viață, care, repet, era extrem. De atunci am devenit mai normal. Ai mai domolit un pic. Un pic. Da. Dar nevoia era dintr-o urgență de sănătate sau dorința ta pur și simplu de a... A fost o problemă în 2011. Ok, da. Bun. Și spune-mi cum a evoluat dintr-un magazin online în magazin online plus brand propriu. Da. Am început să vindem produsele importate de alții pentru că asta ne era cel mai la îndemână. Ok, cum facem bine? Ajutându-i pe alții, ajutând alți oameni și făcând o bio mai democratic. Ce înseamnă mai democratic? Un preț mai accesibil, disponibilitatea imediată, dacă am nevoie astăzi, vreau mâine colet, dacă îmi exprim astăzi, plasez astăzi comanda, vreau mâine coletul, de disponibilitate imediată, nu aștept după o conservă o săptămână. O selecție foarte atent făcută și un client service excepțional. Și ai dreptate, ai foarte mare dreptate când spui că în momentul în care nu ai propriile tale produse, singurul diferențiator pe care îl ai este felul în care vinzi produsele altora. Deci acest felul în care devine propoziția ta în fața competiției și diferențiatorul tău în fața competiției. Și aici sunt multe elemente. Dacă ai produsele pe stoc, cât de repede răspunzi, cât de competenți sunt oamenii care răspund la întrebări, cât de mult ești dispus să faci eforturi pentru clienți. Că aici fac o paranteză, avem situații în care ne sună oameni, nu clienți, ne sună oameni, ne pun întrebări despre niște substanțe active, clorela, spirulina, probiotice, vorbim 40 de minute și nu se finalizează cu o comandă. Asta e filozofia de la Zappos, dacă ai citit. Așa este, așa am început, da, așa este. Noi am început, e celebru cazul când au primit returul la cauciucurile alea, deși ei nu vindeau cauciucuri. Și ăla cu pizza când a întrebat unde găsesc o pizza la miezul nopții în Italia. Asta nu știam, nu. Da, suna la call center-ul Zappos doar pentru că erau niște oameni prietenoși și a zis, bă, sunt în Roma sau undeva, unde găsesc o pizzerie încă deschisă și... Omul ăla de la telefon a zis, ok, gata, intru pe Google Maps și văd care e deschisă și rezolv problema clientului. Da. Noi în 2014 am început în februarie, am început business-ul, dar până în martie 2015 n-am expediat niciun colet. Și la noi și am petrecut anul ăsta. Am învățat, nu știam. Am înțeles asta, dar din ce ați plătit facturi? Din ce am plătit, din rezervele pe cu care am plecat eu din ProTV. Ok, deci din investiția inițială. Exact. Și în această perioadă Zappos a fost Biblia noastră. Și într-adevăr am reușit să imprimăm asta, nu eu, ci toți colegii am reușit să ne autoimprimăm și să imprimăm în mintea celorlalți colegi care s-au alăturat nouă această filozofie. Și oamenii apreciază asta, într-un final cu bătaie lungă se transformă într-o afinitate către brand? Și într-o vânzare? Da, nu am voie să vorbesc despre asta, că n-am făcut încă deal-ul, dar un institut de cercetare din afară a anunțat acum 3 zile o chestiune care confirmă lucrul ăsta. Că oamenii apreciază și ne poziționează pe noi undeva aici și restul undeva aici. Adică suntem
distinct, suntem un punct distinct pentru ei, o sursă distinctă și de produs, și de know-how, și de amabilitate, și de lucrurile bune pe care le aștepți atunci când vrei să fii servisat corect. Spune că n-am punctat final la întrebarea ta. După ce am vândut produsele altora, ne-am dat seama unde este cererea, pentru că era nerelevant ce mănânc eu, era relevant ce mănâncă sute sau mii de oameni. Am descoperit unde este cererea, avem cam 100 de clienți cu care vorbim în fiecare zi. Le cunoaștem intoleranțele, le cunoaștem alergiile, le cunoaștem afecțiunile ale lor și ale copiilor lor. Și asta ne face să citim niște trenduri și înainte să devină un mare trend în piață, noi să reușim să scoatem în piață produsele care se adresează acestor nevoi. Am milioane de întrebări din asta. Încerc să le țin minte, să nu bat capul să le notez acum. O primă întrebare, te-ai gândit să fii tu propriu influencer, propria față din punct de vedere health a business-ului, nu doar din punct de vedere business? Da, e foarte seducătoare perspectiva asta, dar sunt onest cu mine și cu timpul pe care mai degrabă nu l-am. Și nu aș putea face asta într-o modalitate stabilă, datorită faptului că antreprenoriatul presupune, nu doar că e de muncă, e o muncă imprevizibilă. Uh-huh. Și piața se schimbă extrem, extrem de repede. Și în e-commerce și în product development se schimbă extrem de repede. Dacă ai dormit puțin, și puțin înseamnă câteva săptămâni, este posibil ca de pe locul 1 să te trezești pe locul 4, nu pe locul 2. Da, înțeleg. O altă întrebare sau o idee este, de curând am vrut să cumpăr o piesă de bicicletă, că acum rezonăm cu zona asta de biciclete, un dropper post se cheamă, o piesă care coboară șaua sau o ridică, și am găsit pe un magazin online, am sunat să întreb dacă se potrivește pe bicicleta mea și mi-au zis, după ce am așteptat 5 minute să vorbească o doamnă pentru un IVR, mi-a zis, dar nu oferim suport pe voce pentru piese și compatibilități și așa mai departe, ne trimiteți un e-mail. M-a frustrat, am trimis e-mail, dar am primit răspuns în câteva minute la e-mail, adică n-a fost chiar o experiență proastă, puteau să nu mă facă să aștept 5 minute în IVR să-mi spună toate promoțiile lor, dar într-un final băieții mi-au răspuns foarte rapid și foarte argumentat și precis, adică nu cu obiectiv de vânzare, cu obiectiv să-mi rezolve problema. Da. Deci poate fi o alternativă, cel puțin de reducere a costurilor, zona asta. Cu siguranță. Spune-mi, te rog, un alt subiect care mă fascinează este lipsa de focus pe email marketing în România. Email marketingul de achiziție, prospecți spre a-i face clienți, și email marketingul de loializare a clienților care deja au cumpărat. Voi cum faceți asta? Și tool-uri și gândire și abordare comercială, dacă poți. Da, e complicat. It's complicated. E un subiect pentru mine, e un subiect mai trist decât SEO. Din simplul motiv că pur și simplu nu am avut timpul să ne producem. Partenerul meu în business este programator și se pricepe la foarte multe lucruri. Dar evident, ca un programator să facă ceva, trebuie să existe o arhitectură, o gândire în spate. Trebuie să-i spui, păi, ce vrei? Avem foarte multe date, am folosit tool-uri până acum, am folosit clasicul MailChimp, am încercat și o soluție românească. Sunt trei tipuri de tool-uri. Tool-urile free care nu fac nimic. Atât dai, atât primești. Exact. Tool-urile unde plătești până în 500, 600, 700 de euro pe lună, care sunt un pic mai bunicele, dar la fel, nu poți să te aștepți la rezultate foarte bune. Dă-mi un exemplu, ce tool-uri sunt în categoria asta? Stai să
E tool-ul pe care îl folosim, dar habar n-am. Adică nu vine în momentul ăsta. La ce număr de abonați, dacă poți să-mi împărtășești? Da, noi avem, ne apropiem de 100.000. Ok. Da, este ceva. Da. Ok. Cum ar fi Active Campaign, de exemplu? Da, da. Sau Klaviyo? Klaviyo e deja o soluție scumpă. Da, și foarte bună. E adevărat, noi am avut două runde de discuții cu ei și nu am reușit să fim convinși de cât de capabili sunt. Noi avem această... Dacă nu funcționează pentru noi, ăsta e un disclaimer, dacă nu funcționează pentru noi, nu înseamnă că nu funcționează pentru nimeni. Noi, înainte să implementăm o soluție, mai ales soluțiile care costă peste 1.000 de euro pe lună, noi cerem perioadă de trial cu un suport premium. Deci vreau să fiu capabil ca în fiecare moment să ajustez ceva sau să-mi răspundă cineva, să înțeleg tot ce se întâmplă acolo. Laurențiu, partenerul meu fiind programator, își bagă nasul toată ziua în toate cifrele astea și înțelege care sunt butoanele pe care ar putea să le ajusteze. Noi am făcut asta de două ori cu Klaviyo și nu ne-a adus rezultatele. Ok, interesant, mai ales că sunteți pe Shopify, adică integrarea lor este impecabilă. Da. Și mai există o altă barieră pe care o văd extrem de mare, mai ales pentru business-urile mici. Cu cât e mai complicat softul și are mai multe butoane, cu atât îți trebuie o armată de oameni care să-l implementeze. Serios, deci plătești 1.000 de euro pentru el și mai plătești încă 2.000 de euro pentru doi oameni cu tot cu taxe. Confirm și eu asta, da. Da, și te costă, ok, dacă nu-mi dai, știi, e ca și cum îmi vinzi o mașină, dar mă oblig să angajez și șofer. Da, sau benzina e mai scumpă decât rata. Înțeleg ce spui, e un subiect important, email marketingul ca strategie de achiziție și de loializare în același timp. Care e relația ta emoțională și efectivă cu marketplace-urile? Love, hate, share of business. Stai să nu spun prostii, nu? Sunt puține momente în care gândesc ceea ce spun, așa că bucură-te de acest moment. Ca marketplace am intrat doar la eMAG. La un moment dat a fost un issue, dar n-aș putea să-l indic, de comunicare între noi și am mutat relația pe relație furnizor-achizitor. Deci noi în momentul ăsta vindem produsele către eMAG. Aveam și niște volume care deveniseră semnificative, probabil că și imaginea business-ului a ajutat și ritmul de dezvoltare de produse noi și am devenit furnizor pentru eMAG. Ați intrat cu produsele brand propriu? Da. Okay. Acum, dacă mă întreb la modul general care este părerea mea despre marketplace-uri, nu sunt foarte fericit cu ele. Cine este? Din motiv, nu știu, poate, nu, exagerăm. Sunt foarte mulți oameni care sunt fericiți cu marketplace-urile pentru că nu au resursele să investească într-o logistică și să-și facă propria prăvălie și să facă propriul fulfillment. Pentru că le place riscul, pentru că un marketplace schimbă regulile jocului mâine și tot business-ul tău s-a dus. Nu controlez, nu neapărat, mie nu mi-e frică de schimbat regulile jocului, mie mi-e frică de controlat experiența clientului. Nu mai controlez experiența clientului și experiența însemnând, ok, livrezi atunci când ai spus că livrezi, livrezi la costul la care ai spus că livrezi și așa mai departe. Și oamenii asociază, involuntar știi că ai comandat de pe un marketplace, dar te aștepți ca brand owner-ul să intre în poză atunci când tu ai o problemă. Și există situații în care în relația cu marketplace-ul nu poți să faci mai mult. Atunci e frustrant și pierzi controlul experienței clienților și de asta eu nu sunt fericit cu marketplace-urile. Da, sunt de acord și înțeleg ce spui.
uneori poate discuția este legată mai mult de post-vânzare. Mă gândesc că EMAG face un job foarte bun pre-vânzare, site-ul, informațiile, structura de categorii, poate controlul scade în zona de post-vânzare. Vreau să spun... aș vrea să menționez aici, nu e doar controlul post-vânzare sau experiența post-vânzare, ci și la momentul vânzării. De exemplu, dacă tu ai o echipă de marketing foarte bună și îți faci niște listing-uri diferite față de competiție, le lucrezi și apoi te lovești de marketplace care zice la mine nu poți să încarci decât două fotografii sau la mine nu poți să pui pe listing, pe pozele de listing, nu poți să listezi text care să spună beneficiile produsului. Da. Și așa mai departe. Am văzut că voi așa aveți. Chiar m-am uitat la, cred că la o spirulină, la pungă și am văzut asta. Da, brandul vostru e spirulina, așa Republica este. Bio și poza a doua este cu practic informații nutriționale, aproape că nici nu sunt neapărat beneficii. Da, sunt, vrem de exemplu să introducem video. Sunt marketplace-uri care nu au suporte video sau pur și simplu nu vor sau le încarcă prea mult pagina, nu au suficiente resurse, nu știu. Dar ideea este că nu poți nici în procesul de vânzare să faci suficient de multe lucruri ca să te diferențiezi, pentru că la urma urmei în marketplace despre asta e jocul, să fii mai bun decât vecinul care stă pe aceeași pagină cu tine. Corect, dar iar intrăm în discuția de brand propriu. Dacă e brand propriu, jocul este să ai conversie. Dacă vinzi ce vinde și altcineva, jocul e prețul de fapt. Să ai preț, da, așa este. Da. În zona asta de fotografii, date de produs în general, de exemplu, la spirulina, am aici un ecran, mă uit la spirulina, brandul vostru, oare e valoros pentru client să vadă și o poză cu produsul, cu ce e înăuntru, mai degrabă decât cu ambalajul? Întotdeauna cred că ajută. În cazul nostru al spirulinei, un praf verde care se diferențiază față de un alt praf verde, nu văd o mare... Experiență personală. Mie mi-ar plăcea să văd praful verde și nu doar să văd praful, ci să văd cât de ușor se amestecă cu apă, că poate și ăsta e un subiect important. Ok, that's a good point, da. Da. Ok, am înțeles relația cu marketplace-urile și constrângerile și beneficiile. Cât de mare e echipa ta? Suntem 15 permanenți și mai avem... cam 10 colaboratori care lucrează, când spun colaboratori, sunt oameni care lucrează în fiecare zi pentru Republica Bio, o oră, două, trei, patru, în funcție de necesar. Și sunteți suficient de așezați, aveți diviziunea muncii sau încă sunt oameni care fac de mai multe lucruri? Când o să fim suficient de așezați să facem diviziunea muncii, probabil Republica Bio o să fie a lui Nestlé sau a lui Procter & Gamble. Nu, cred că asta e frumusețea antreprenoriatului. Adică eu glumesc pe seama asta, dar cred că chiar dacă este uneori te simți copleșit, faptul că faci lucruri în diverse zone... și nu din perspectiva că ești cel mai capabil, ci pentru a ajuta, este foarte reconfortant. Mm-hmm. Financiarele voastre, poți să mi le spui așa, cele publice, cifre de afaceri, profit net, ne dai câteva repere? Da, pot să vă spun pentru anul trecut, cel de acum 2 ani este public. Acum 2 ani am făcut între 1.200.000 și 1.300.000 de euro vânzări și am avut un profit de more or less 50.000 de euro. Net. Da. Take home money. Anul trecut, da. Anul trecut am crescut de la 1.3 la 1.8 și avem 400.000 de ron, în jur de 400.000 de ron profitul, deci undeva la 75-70-80.000 de euro profit. Ok, da. Și din informațiile tale, că ești imersat în piața asta, cam cât e cota de piața voastră? Cât de mare e piața totală?
E super complicat să-ți răspund la asta. A, știu, știu, adică toate industriile avem provocare. Da, dar tu vrei pe concret, dar nu știm care definește piața. Da, na. Exact. Ok, și acum o să pornesc cronometru, tu o să vorbești o oră și o să-mi dai parametrii pieței și o să zic, avem 4% din asta. Păi dacă ai răspuns, no? Da, e mis că ăla-i. M-am uitat un pic în piața, am mai avut invitați din zona de magazine online care vând produse sănătoase, care au și brand propriu și care și fac distribuție, au revânzători pe brandul propriu și eram curios, sunt câteva magazine mai mari, voi sunteți clar în top, cam cât e piața? Mă gândesc că, îți dau un reper, deci mă gândeam când mă pregăteam astăzi așa pentru interviul nostru, mă gândeam cât de mare e piața. Avem un client care vinde 8 milioane de euro pe an, scule și unelte pentru casă și grădină, microferme. B-brands, deci nu brandul premium, nu Bosch-ul lumii, ci al doilea brand ca preț. Și mă gândesc cât de ușor îi este să vândă aceste scule, să ajungă la 8 milioane de euro, că nu e greu. Și mă gândeam că poate, aici în confirm tu, pentru un jucător în industria ta nu e ușor să ajungi la 8 milioane de euro cifră de afaceri. Da, noi nu am ajuns la 8 milioane de euro. Da, vorbesc așa. Pentru... Da, noi suntem la o intersecție, noi suntem la o intersecție de industrie extrem de competitive. Pharma și food retail. Da? Unde e bătălia cea mai mare? Unde e bătălia cea mai mare în orice țară? Retailul de food. Acolo se omoară playerii mari. Da? Ei, Lidl, Kaufland, Carrefour, Mega. Din punct de vedere vânzători. După avem și lupta de branduri. Da, din punct de vedere vânzători, da. Din punct de vedere vânzători. Dacă competiția este extrem de acerbă între jucătorii ăștia de retail, fii sigur că presiunea de la ei se transmite către producători și competiția va fi și mai gravă la competitori. La fel e pharma. Pharma, care este o mega industrie, da? Este cea mai mare, cred că este cea mai mare industrie de la noi, dacă o luăm ca și cifre de comerț. Pharma este cea mai mare, nu, e după food, clar. Spun prost. Probabil că o să fie depășită de armament acum că la noi. La zici noi, eu. Noi ce praștii și cuțite. Înțeleg că o să producem submarine, că trebuie să bine. O să facem și noi submarine bio. Din clorela. Ok, stăm departe de discuția politică. Da. Deci noi suntem la intersecția asta, adică vindem produse pe care le vând și marile lanțuri de farmacii, vindem produse care se găsesc și în rețelele de retail și mai vrem să facem și bani din chestia asta. Deci este extrem de complicat și de asta spun unde ne încadrez. Vindem suplimente alimentare, marea masă a suplimentelor alimentare e vândută de farmacii. Dacă ai pus farmaciile în ecuație, suntem la 0, cotă de piață. Dacă ai mai pus și retail-ul mare, suntem la 0,00 cotă de piață. Și dacă mai continuăm cu calculul, închid calculatorul și ne oprim. No, sincer, eu mă gândeam la consumul final, omul care ia suplimente în România, cam cât se consumă suplimente. Știu că și aici e o finețe, ce înseamnă alimente sănătoase, ce înseamnă suplimente. Da. Mă gândeam că e o piață care e cât de cât definită, nu știu, 100 de milioane de euro. Și din asta putem să zicem, ok, avem o feliuța noastră, este cam atât. Cred că suplimentele sunt o piață între 200 și 300 de milioane de euro în România. Cu aici. Tot cu alimente sănătoase. Un ovăz, iar intrăm în finețe. Ovăzul e aliment. Da. Dar clorela este supliment. Chiar sub formă de pudră este supliment. Clorela, turmeric, ginseng, maca, toate astea sunt așa numitele superfoods. Noi le considerăm în zona de farma. Suplimente alimentare și de asta le includ în calcul. Deci avem o piață care eu cred că este între 200 și 300 de milioane de 300 de milioane de euro. Aici includ probioticele, includ mai multe categorii care se pot cumpăra fără prescripție, dar în zona de asta spun că e foarte greu să definești piața.
nu includ medicamentele de acțiune, sunt medicamentele de prevenție. Probioticul e un supliment de prevenție. Prebioticele la fel. Probioticele deci și prebioticele sunt diferite? Da. Prebioticele sunt mâncarea probioticelor. Adică probioticele sunt niște mici creaturi care locuiesc la noi. Descrie 20 de milioane pe capsulă. De miliarde. De miliarde. Da. Alea sunt probiotice. Alea sunt probiotice, da. Adică niște bacterii care sunt friendly bacteria. Corect, da. Și care îți fac niște lucruri bune prin interiorul tău. Foarte bune. Adică foarte dacă, bun. Da. Îți scurtezi durata de viață dacă microbiomul tău nu e bine echilibrat, îți scurtezi durata de viață cu 10-15 ani. Și really. O poți compensa oarecum folosind probiotice. În sensul folosim ăsta. Probiotice mâncând varză murată. Varză murată, asta e. Da. Deci, am zis că totul fermented foods, kombucha. Vreau să învăț să fac murături. Nu are nicio legătură cu subiectul nostru, dar mi-am propus succes. Să învăț să fac murături. Și tot completely off topic, dar trebuie să întreb. M-a lovit un gând azi dimineață. Ce mănâncă japonezii la micul dejun? Și știu că tu umbli prin toată lumea pe la conferințe și ești conectat. Ce mănâncă oamenii ăștia? Mănâncă o văscă noi sau omletă sau șuncă? No clue. Nu știu ce mănâncă japonezii. Singurul lucru pe care îl știu despre japonezi, care este documentat cu studii, este că datorită consumului foarte mare de orez au o incidență foarte mare a cancerului de stomac. Și este o legătură directă între substanțele din orez și inflamația pe care o produc aceste substanțe la nivelul intestinului subțire. Cred că se aplică și la chinezi și cred că e legat de studiul China, mă gândesc, sau e oarecum invers. Nu, chinezii nu mănâncă, chinezii mănâncă orez, dar nu atât de mult ca japonezii. Japonezii sunt tăticii orezului. Da? Da, ok, asta nu știam, credem că sunt chinezii. Bun, că ne-am lămurit cu dieta. Dar tu ce mănânci? Un om care face sport și mănâncă sănătos. Tu ce mănânci? Ce mănânci tu dimineața? Hai să micul meu dejun este cel mai simplu mic dejun din câte îți poți închipui. Lasă-mă să ghicesc. O văs. Te rog. Ești aproape. Ok. Mai încerci sau îți Ok, hai să ne distrăm. Eu mănânc așa. Mănânc ceva de tip ou, proteină animală, dar nu carne, ou, brânză. Mănânc măsline ardei roșii și mănânc ovăz cu tărâțe, o lingură de tărâțe, două de ovăz, niște stafide și ceva de gust, niște blueberries, cum o se cheamă pe românește, blueberries. Că nu. Aici e problemă. Da. Afine. Afine, ok. Ok. Ce mănâncă un om care e cu adevărat... Și cum te simți? Perfect, e chiar, așa îmi doresc și mă simt bine. Foarte bine, asta este principalul indicator. Eu tuturor care mă întreabă ce să fac sau ce să mănânc sau cum să mănânc sănătos, le spun, dacă ceea ce mănânci astăzi te face să te simți bine astăzi, cu condiția să ai până în 45 de ani. Ok, sunt la limită, mai am până în noiembrie. Da, continuă. Dacă ai peste 45 de ani sau dacă e o problemă, atunci schimbă. Răspunsul meu este, eu nu am mic dejun. Eu practic de 2 ani postul intermitent, minim 16 ore de pauză. 16 cu 8, ok. În momentul ăsta sunt față de ieri, sunt la 17 ore jumate. Deci de 17 ore jumate nu am mâncat nimic. Doar trebuie să întreb și ceva de tehnologie. Și folosești Zero sau ții tu minte de când ai mâncat? Folosești o aplicație de counter ceva? Cât de greu poate să fie să știi la ce oră ai mâncat aseară? Uite, spun eu, când te apuci de intermittent fasting, că e ca lăsatul de fumat, e foarte ușor, că m-am lăsat de multe ori. Eu m-am lăsat odată și bine, dar asta e o altă poveste. Așa ești cu intermittent fasting. Te apuci de intermittent fasting în experiența mea și primul lucru este ce aplicație de intermittent fasting să folosim. Da, niciuna, ceasul de la mână. Ceasul, da.
Asta e singura aplicație. Cu cât faci mai complicat acum la Geneva, la târg, a fost o conferință foarte mișto făcută de un american care a zis: dacă vreți adopție, dacă vreți adopție a ceva nou, faceți procesul de adopție cât mai simplu și cât mai mulat pe habiturile pe care oamenii, pe obiceiurile pe care oamenii le au. Cu cât ceri mai mult să schimbe oamenii, cu atât va fi lipsit de succes demersul respectiv. Deci eu nu am mic dejun, din niște convingeri medicale pe care le am, îmi studiez testele de sânge, văd ce se întâmplă, sunt foarte bine ca și teste de sânge, ca nivel al ADN-ului, adică sunt, corpul meu e cu câțiva ani mai tânăr decât are. Așa îmi zice și mie Garminu și mă laudă. Lasă-mă să mă bucur. Bine. Ia-ți două ceasuri, Garmin. Bună asta. Da. Toate eforturile voastre de a face lucrurile bine dincolo de zona asta comercială, că trebuie să vindem proces și să creăm profit, aduc loializare, aduc repeat purchase, vin clienții să cumpere fără să mai dai banii pe Google Ads ca să-i aduci? Da. Vezi asta? O ai și numărată într-un fel? Cât la sută vin? Cât cumpără? Cum? Ne poți spune? Da, retenția e foarte mare. Repurchase la 6 săptămâni cred că se apropie de 40%. Deci sunt niște indicatori foarte, foarte sănătoși. Noi nu suntem în businessul ăsta sau nu am început businessul ăsta cu gândul de a face bani peste 3 ani, peste 4 ani, peste 5 ani din momentul în care l-am început. Noi l-am început observând cum va evolua piața. Inevitabil, fiecare dintre noi, tu, eu, absolut oricine, va începe să aibă niște, să le spunem, issue-uri de sănătate la un moment dat. 45, 50, 52, 54, 55, nu contează vârsta. La un moment dat vine. Deci nu e dacă, este când. Și o observație pe care am aprofundat-o foarte mult în ultimii ani este: care este diferența între durata de viață, lifespan, și starea de sănătate, health span. Și vorbesc despre asta la majoritatea conferințelor unde mă duc. Pentru că este un trend cert. Trăim mai mult și ne îmbolnăvim mai repede. Ce înseamnă asta? Sunt invers, nu sunt... Sunt invers, da. Okay. Și ce înseamnă asta? Înseamnă, ok, exagerând puțin termenii, că o să te chinui mai mult. Da, când știu. Când îți pierzi mobilitatea, când trebuie să faci o intervenție chirurgicală la 60 de ani, când începi să ai restricții la alimente, când trebuie să ai diete, când trebuie să ai permanent medicamentele cu tine, celebra pungă de medicamente a bunicii, nu? Da. Pe care noi le considerăm normale, atunci calitatea vieții se schimbă radical. Noi exact asta încercăm să facem. Educația pe care o facem nu este de a învață ce e spirulina ca să cumperi de la mine spirulina. Nu. Învață ce e spirulina ca să înțelegi cum te poate ajuta ca acest health span, da, durata în care ești perfect sănătos, să dureze până la 80 și tu să trăiești 90. Mm-hmm. Sună un pic cinic, dar e frumos, măcar să te bucuri de viața pe care o ai. Nu, asta e realitatea, dar nu ne place să vorbim de moarte, nu ne place să vorbim de boală, dar știm amândoi că, și toată lumea știe că lucrurile astea se întâmplă într-o zi. Clar, clar. Dacă trăiești suficient de mult, faci toate bolile posibile. Am auzit asta. Tot așa. Hai să schimbăm. Da. Nici eu nu fac față bine discuției astea. Dacă un om vine să cumpere de la voi, să zicem, o pungă de spirulină, ce eforturi sau cât de important e pentru voi să-l convingeți să cumpere și alte lucruri, să-i creșteți valoarea coșului? N-aș putea să dau un indicator. Aș pune următorul lucru. Experiența cu noi ar fi următoarea. Ai sunat pentru spirulină. Dacă ai sunat pentru spirulină, ai sunat din două motive. Unu,
fie ai auzit de spirulină și că este trendy și atunci, indiferent ce aș vrea să-ți vând, nu ai să cumperi, îmi pierd vremea, cumpără spirulina, that's it. Sau dacă ai ajuns la spirulină pentru că ai citit că poate să ajute într-o condiție medicală pe care o ai, atunci am să încerc să înțeleg mai multe despre această condiție medicală și să împărtășesc cu tine cât de bine pot eu lucrurile pe care le știu despre acea condiție medicală. De exemplu, dacă ai venit pentru alergii, s-ar putea ca nu spirulina să fie cea mai bună pentru tine, s-ar putea ca o combinație de ashwagandha cu rodiola cu probiotice să-ți facă cel mai bine. Mai mult decât atât, dacă este o condiție medicală care care te supără foarte tare, s-a întâmplat foarte frecvent, am dat contactele unor medici cu care noi lucrăm și pe care i-am testat. Nu sunt angajații noștri, nu primesc comision, nu avem o relație comercială cu acești medici. Dar considerăm că în businessul nostru, umanitatea este mai importantă decât banii, mult mai importantă. Sună foarte frumos, dar câți oameni ai în customer care, în call center și cât de pregătiți sunt ei să dea un răspuns la nivelul ăsta de cunoștințe medicale? Sunt doi oameni. În general vorbim de le vorbim pentru că avem foarte multe case study-uri, le vorbim de experiențele altor clienți. Asta este frumusețea. Când un om a încercat mierea de manuka și a scăpat de helicobacter și a scăpat copilul de helicobacter pylori în 2 săptămâni, el vine și ne mulțumește și spune: a fost foarte bună experiența, am scăpat, am rezultatul negativ de la test. Atunci știm că avem am testat și recomandăm asta. Dacă discuția intră într-o zonă medicală pe care nu o stăpânim sau o zonă strict medicală, nu ne erijăm niciodată în a fi medici sau farmaciști. Dar nu îi lăsăm pe oameni cu ochii în soare spunând: la asta nu putem răspunde. Spunem: credem că asta ține de imunologie sau asta ține de alergologie sau asta ține de chirurgie, dacă e o problemă de articulații, și avem câteva nume pe care vi le putem recomanda dacă doriți. Evident, e alegerea lor dacă fac mai departe ceva în privința asta. Spune-mi cum e asta de manuca, că nu înțeleg, e 250 de lei borcanul. Ce face de bani ăștia? Am avut o discuție interesantă ieri în Geneva cu o doamnă, cu un producător farma din Bulgaria și întâi o să spun ce e mierea de manuca și apoi o să spun ce s-a întâmplat, ca să înțelegi perfect anecdota, da? Da. Pe scurt, mierea de manuca are alți compuși chimici față de mierea normală. Compușii chimici, compusul chimic se numește metilglioxal. Acest compus este un foarte puternic antibacterian, foarte puternic. Luptă împotriva streptococului beta-hemolitic, împotriva Helicobacter pylori, are foarte multe indicații terapeutice. Nu că o spunem noi, ci că au studiat-o neozeelandezii cu o universitate din Marea Britanie. Și există foarte multe studii care spun asta. Deci este un produs terapeutic. Că se numește miere, că are gust dulce și că seamănă foarte mult cu mierea, deși e mai tulbure, asta este o coincidență. Dar tot de la albine. Da, e făcută de albine din arborele floarea arborelui de manuca. Care crește peste tot sau doar în Noua Zeelandă? Nu, care crește doar în Noua Zeelandă și în anumite regiuni din Australia. Ok. Practicile sunt extrem de, adică atunci când zici miere, ok, e miere, nu e miere. În Noua Zeelandă, ca să poți să exporți un borcan de miere, trebuie să ai documentele de la guvernul Noii Zeelande, care îți va fi analizat în laboratorul guvernamental în prealabil tot lotul, adică tot butoiul pe care tu l-ai ambalat. Ok, da? Deci sunt foarte stricți. Extrem de stricți. Manuka este un generator de venituri pentru guvernul Noii Zeelande și pentru neozeelandezi, care nu sunt o nație bogată, și este foarte strict controlat de stat, extrem de strict. Da? Și asta e un lucru bun? Asta este un lucru. Când statul controlează ceva, e un lucru bun sau vrem libertate? Nu, este libertate!
Atunci când vorbești de știi, este în, când vorbim de bani, este în natura umană să trișeze. Așa suntem noi construiți. Dacă ai să lași posibilitatea, ispita este mult, mult prea mare. Dacă ai să lași posibilitatea unui om, ei cei mai corecți 10 oameni și le pui o foarte mare ispită, 8 dintre ei or să clacheze. Și pentru că asta e natura umană. Ok, nu discutăm despre asta. Când vorbești despre niște produse care sunt folosite pentru terapia, în special a copiilor, este necesar să ai acest control. Guvernul nu se implică în cât exporți, cât produci, la ce preț vinzi, în practicile comerciale. Aha. În schimb, controlează calitatea. Controlează calitatea, da. Da, okay. Da, e exact ce se întâmplă, nu? Adică dacă nu ai avea autorități în România, tu îți dai seama ce ai găsit în salam? Nu vreau să discutăm okay. despre asta, dacă mă afectează emoțional. Okay. Bine. Și acum îți spun din Geneva și îmi spune doamna, da, eu nu prea înțeleg ce e cu Manuca, că eu am mâncat pe pâine în vreo 4 dimineți, nu e nicio diferență. N-am simțit nimic. Bulgărească. Ok, înțeleg. Adică înțeleg rațional. Nu, încă nu mi însușesc ideea asta de Manuca, dar înțeleg de la tine rațional că e ceva terapeutic, nu ceva de pus pe pâine cu unt. Da. Cum gestionezi tu partea logistică, relația cu furnizorii și partea logistică de aprovizionare? Uh-huh. E ușor, e greu, duci tu marfa, ți-o aduc ei, ai cantități minime de comandă, te afectează prețul containerelor, cum aduci din China, n-aduci din China? Leoper, în filozofia noastră este să nu lucrăm cu China, să nu lucrăm cu ingrediente din China și asta scrie și pe ambalajele noastre. Suntem primul producător din Europa care a îndrăznit să scrie pe ambalaje ingrediente non-China. Okay. Și acum non-Rusia, bănuiesc, urmează. Deci tu tot timpul vrei să... De ce mă strânești, nu? Da, vrei să te legi de ceva politic. Nu, asta nu e politic cu China, este strict de quality control. Acolo sunt alte standarde, în primul rând, sunt alte standarde de certificare. În al doilea rând, ai problema iradierii ingredientelor ca să reziste 3 luni pe vapor până ajung în Rotterdam sau Amsterdam sau Hamburg sau... Asta e și documentat într-un fel sau e mai mult o legendă urbană că fac asta chinezii? Păi ies în analizele de laborator. Dacă adică un ingredient testat. Este... Da, dacă un ingredient este iradiat, se vede în analizele de laborator. Bun, deci nu cumpărați din China, cumpărați din Europa și America, nu? Da, cumpărăm din Europa, sunt anumite, traderii noștri toți sunt în Europa. Materia primă vine din, avem cel mai îndepărtat punct, din Hawaii. Chlorela și spirulina vin din Hawaii și ca să nu le iradiem, pentru că sunt prafuri și sunt alge și au foarte multe bacterii și la iradiere mor bacteriile, dar noi nu vrem să iradiem. Și atunci urcăm pe doamna spirulina și pe domnul Chlorela în avion și vin cu avionul în Germania, unde ni se ambalează. Poți să zic o teorie a conspirației? Ia! Zice lumea, pe vremea când călătoream și eu foarte mult cu avionul, că e o super iradiere de asta, de la soare, nu mă pricep. Așa este, da. În avion. Da, dar trebuie să ai, e altfel de iradiere. E iradiere UV și trebuie să ai acces la lumină ca să fii iradiat. Adică, deci suntem bine. Doamna Chlorela nu stă la fereastră, are loc jos. Da. Ok, la culoare, vă rog. La supply, deci de supply chain am o echipă de oameni mult mai competenți decât mine și decât aș putea eu să fac asta. Avem lead time-uri, care lead time înseamnă timpul de la momentul comenzii până în momentul în care ți se livrează marfa, care au crescut. E adevărat, datorită faptului că e mai puțină materie primă disponibilă, adică de la 3 săptămâni ne-am dus la 6-8 săptămâni. Dar fiind un business care rulează niște cifre și având un cash disponibil tot timpul, ne permitem să constituim stocuri.
Cum e cu magia aia? Că am văzut niște poze cu niște băieți care stau pe plajă, au un laptop și fac un business pe Amazon cu suplimente și au venit recurent toată viața. Eu cred că e adevărat, nu? Sistemul Amazon îți permite asta, dar e exagerat să spui toată viața. Sistemul Amazon are are o chestiune foarte bună care avantajează foarte mult vânzătorii tradiționali sau vânzătorii care au început de la început. Uh-huh. Sistemul de review-uri. Uh-huh. Sistemul de review-uri, oamenii când ne alegem orice, ne uităm la review-uri, da? Orice îți alegi, te uiți și la review-uri. Dar nu înțeleg, aici te trup. Că dacă eu îmi cumpăr o pereche de Adidas, de încălțări sport, da, și mă uit la review-uri, la oameni care aleargă, eu cred că un om care aleargă poate să aprecieze calitatea unui pantof sport. De amortizare, de confort, că îl strânge, că îl bate. Dar când cumpăr o cutie, nici măcar pudră, să zicem o cutie cu capsule de spirulină, cum apreciază un om obișnuit calitatea? Se uită dacă, în primul rând, i s-a livrat, dacă ambalajul a fost intact, dacă a avut vreo alergie sau a dezvoltat vreo condiție medicală după, dacă a cerut teste și i s-au dat, dacă a sunat și i s-a răspuns la telefon. Lucrurile care se pot întâmpla greșit atunci când nu faci business-ul corect. Și ce se întâmplă? Eu am studiat foarte mult business-ul ăsta de suplimente cu un băiat din ăsta deștept care face milioane vânzând diverse lucruri pe Amazon. Am constatat că ne-ar fi trebuit să intrăm, ca să intrăm cu 3 produse, ne-ar fi trebuit o investiție de cel puțin $200,000 pe Amazon US ca să putem să generăm o cantitate mare, suficient de mare de review-uri pozitive pe care evident să le plătim. Le plătim? Cum adică? Ce, ești surprins? Așa funcționează business-ul. Plătim review-urile? Păi da. Și Omnibus-ul acum măcar zice că nu mai putem să le plătim. Păi poate că au schimbat acum 2 ani puteai să plătești review-uri și în continuare poți să plătești review-uri. Adică dați-mi și mie de 100 de lei. Cât? Câte review? Păi ia și tu 5 de 100 de lei, 5 review-uri. La ce categorie? Biciclete? Nu, 2. Da, depinde și de produs, depinde cât de competitivă e industria. Sunt ferme de review-uri. Deci te adresezi unei ferme de review-uri și spui câte review-uri vrei, din ce teritorii vrei să fie review-urile, care e frecvența, câte review-uri pe zi, ce vrei să scrie, care sunt keywords și așa mai departe. Și practic niște oameni lucrează pentru tine. Problema este că funcționează și invers. Ce se întâmplă în momentul în care un competitor care e bine înfipt în piață și care face literalmente milioane de dolari pe lună, ce face ăla? Primul lucru pe care îl face, contactează o firmă de review-uri să cumpere de la tine produsele și să-ți dea review-uri negative. Deci, it's fucked up, adică ce să mai... Exact. De asta spun că sistemul Amazon îi avantajează pe cei care în mod tradițional au în momentul ăsta la modul 5.000 de review-uri, 4.000 de review-uri, pentru că never ever nu poți să îi ajungi pe aia. Sistemul de care discuta Amazon să-l schimbe, nu știu dacă l-a schimbat în curând, este să-l facă on a rolling basis. În fiecare an se șterge tot. Da? E o idee, da. E o idee. Oare crezi că și Emago să ajungă la aceleași probleme și aceleași... Cu siguranță. Oamenii sunt la fel peste tot. Nevoile sunt la fel, impulsurile sunt la fel. La Emag încă nu sunt atât de mari... Știi de ce nu se va întâmpla asta foarte curând la EMAG? În România încă sunt foarte puțini antreprenori care investesc în brandurile proprii. Adică de unde face EMAG foarte mare volum? Vinde Samsung, vinde Apple, vinde Huawei, vinde, da? Aici diferența în marketplace se face în funcție de preț, așa cum ai spus. Clar, da? Că produsul e un commodity, e același. Dar în momentul în care pe EMAG o să ai 400 de producători de spirulină, atunci bătaia o să fie în review-uri. Se schimbă regulile jocului. Da. Până nu suntem acolo încă. Nu suntem acolo. Adică categoria în care acționăm noi, din moment ce
procentul nostru în businessul, chiar într-un business mare precum este Emagul, nu începe cu zero, înseamnă că nu este un business atât de o divizie atât de mare. E clar că va crește foarte mult ratele de creștere în industria asta. Noi ce experimentăm cu suplimentele alimentare, Statele Unite a trăit acum 9-10 ani și sunt rate de creștere de 50-60% pe an. Pe firmă sau pe toată categoria? Pe toată categoria. Pe toată categoria. Și new entrants, da, și noi playeri. Ok. Ok, asta pentru că e o ofertă sau un awareness mai mare sau pur și simplu oamenii sunt mai interesați de alimente sănătoase și pur și simplu cumpără mai mult? Oamenii sunt mai receptivi. Oamenii au început să facă distinția între junk, între junk și nutriție și lucrurile care doar îți dau un boost de glucoză și atât. Și începe să fie mai educată cererea. Ăsta este motivul. Tot off topic. Ai văzut o direcție mai mare spre alimentație vegetariană, vegană și în România, cum vedem mult în alte țări? Cu siguranță, da. Okay. Sunt două trenduri. Veganismul e un brand foarte puternic. Flexitarianismul este un brand și mai puternic. Ce înseamnă asta? Adică nu sunt cum sunt eu. Eu nu am exclus carnea 100%. Okay. Dar nu am mai mult de 2 mese de carne pe săptămână. Așa mănânc și eu. Exact carne, așa. Da? Deci, da. Felicitări, tocmai da. Ai aflat ce ești. Ce? Ești flexitarian. Mulțumesc, mă simt bine acum. Ăsta e un trend pozitiv. Trendurile care mă îngrijorează într-adevăr ca om sunt obezitatea la copii, este o problemă imensă, deci nu îți închipui și o să o vedem peste 3-4 ani, când copiii ăștia pe care noi îi privim așa, e drăgălaș, e grăsuț, e drăgălaș. Nu, când o să fie grăsuț și o să fie mare, nu o să mai fie drăgălaș. Da. Și este o problemă imensă. Și a doua problemă, problema alergiilor și a intoleranțelor alimentare. Ce subiecte, suntem la e-commerce, dar trebuie să discutăm despre asta. Eu aș vrea să înțeleg, știu că nu o să-mi răspunzi tu, dar tot întreb, cum gândește un părinte care îndoapă copilul cu bomboane, adică cu apă cu zahăr? Cum gândește el despre propriul lui copil, căruia sigur îi vrea binele? Cred că nu are noțiunea de bine, simplu. Adică sunt doi factori cumulativi. Unu, nu știe ce înseamnă bine și doi, nici nu e interesat să învețe ceea ce este bine pentru copil. Da. Și asta pe mine mă revoltă. Dezastrul ăsta. Mă revoltă. Da. Noi suntem unii dintre cei care facem și din fericire sunt din ce în ce mai mulți în România. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care fac lucruri senzaționale, fac branduri noi, fac rețete noi, fac platforme noi de vânzare, fac servicii de conferințe de parenting, fac conferințe de nutriție pentru copii. E o emulație pe care noi o vedem. Dar trebuie să fim mai mulți care facem asta. Așa este, un subiect trist, iar subiectul cu alergii, eu cred că aici va fi problema. Oarecum obezitatea o controlăm, dar alergiile mi se par extrem de parșive pentru corpul uman. Da, sunt din păcate în mâncarea convențională pe care e destul de simplu, știi, zici, băi, dar de ce nu se face mâncare sănătoasă sau doar mâncare sănătoasă? Simplu, pentru că pământul nu poate să producă atâta mâncare sănătoasă pentru 7 miliarde cât suntem. O să fim 10, în curând o să fim 9 miliarde, o să fim în 2030, o să fim 9 miliarde de oameni. Pur și simplu trebuie să pui chimicale. În momentul în care pui chimicale și mama, când e însărcinată, mănâncă un cocktail de chimicale și nu vorbesc de 1, 2, 3, vorbesc de sute de chimicale în fiecare zi, este normal ca prin placentă copilul să moștenească niște reacții împotriva acelor chimicale, că de fapt asta sunt alergiile. Da, da, dacă ne-am stârnit. Da, ok, da. Hai să revenim la e-commerce. Să revenim. Mai am câteva întrebări, dacă mai ai un pic de timp. Da. Spune-mi, te rog, super la firul ierbii. În depozit,
Cum ai tu depozitul organizat și cât de greu este să optimizezi, poate și pusul mărfi pe raft într-un fel optim, da? Și picking-ul apoi pentru pregătirea comenzilor. Cum gestionezi asta? E un lucru greu pentru tine? A fost un lucru greu la început, apoi am învățat care sunt lucrurile repetitive și am automatizat. Laurențiu a scris niște programele foarte, foarte deștepte și în momentul ăsta este mai ușor. Adică gândește-te că noi în depozit sunt 3, 4, 6 oameni, 6 oameni care expediază 40.000 de colete pe an. Nu e rău, nu? Nu e rău. Deci aveți automatizare digitală, aveți și automatizări fizice, aveți vreun conveior sau? Nu. La roboți e foarte complicat. Adică e o zonă în primul rând extrem de scumpă, în al doilea rând trebuie să dai briefing-ul să-ți facă roboții respectivi și considerăm că nu avem încă vizibilitate la cum va arăta Republica peste 5 ani. Nu știu cum va fi. Știi? Mm-hmm. Și, Republica de astăzi arată cu totul diferit față de Republica pe care am gândit-o acum 5 ani sau acum 8 ani. Suntem din ce punct de vedere? Că parcă filozofia a rămas aceeași. Valorile de bază, Dani, le-am păstrat. Doar că felul în care executăm este schimbat față de cum am proiectat la momentul respectiv. De exemplu, am început cu gândul să vindem doar produse certificate ecologic. Și după 4 ani am dat seama că, ok, nici măcar eu nu mănânc totul ecologic, da? Pentru că sunt unele lucruri care nu pot fi certificate sau dacă sunt certificate sunt prohibitiv de scumpe. Uh-huh. Și atunci am zis, ok, haide să ne centrăm și suntem artizani de sănătate. Deci sănătatea înseamnă și altceva în afară de nutriție sănătoasă. Înseamnă și suplimente alimentare, înseamnă și diferite device-uri. Acum luăm în calcul să extindem către game de gătit, da? Tigăile cu teflon, de exemplu, nu sunt cele mai bune tigăi în care să gătești și remanența de chimicale în alimente e destul de mare. Trebuie atunci, să întreb care sunt bune atunci ca să știu ce iau, că eu luam Tefal, că era de brand. Da, că era de brand, dar ce știi despre Tefal? Păi, părea mai bun, așa, mai pricopsit. Părea mai bun, da? E, uite, și mă întorc la ce am vorbit acum 10 minute și când îl întreb pe un om de ce ai dat bomboana asta copilului, păi părea bună, avea un ambalaj mișto, de ce? Ai, nu cum te-ai interesat? Nu te-ai interesat. Nu, dar nu te-ai interesat. Așa, dar zi-mi acum, ce trebuie să fie? De fontă, de aluminiu, ca să știu ce iau. Aluminiul este foarte bun și emailul este foarte bun. Email ăsta, cum știm noi, de pe vremea noastră, cum era cana aia de email, când o loveai de masă, se ciobea. Se ciobea, da, corect. Bun, deci în depozit lucrurile merg bine cu automatizării digitale, software și nu simți nevoia de automatizării. Tu dimineață când ajungi la birou, într-o zi obișnuită, te uiți la un dashboard, te uiți la un ceva numere pe calculator sau pe ecran sau pe... Și dacă da, la ce te uiți? Care sunt indicatorii la care te uiți tu în fiecare zi sau poate în fiecare săptămână? Dă-ne câteva repere. Am doi indicatori la care, nu doi indicatori, două dashboard-uri la care mă uit. Mă uit în Shopify la finalul fiecarei zile să văd, evident, numărul de comenzi, să văd comanda medie, valoarea comenzii medii, rata de conversie, dimensiunea coșului, numărul de produse în coș, new users versus returning users. Deci raportarea din Shopify, care e și foarte prietenoasă, adică exact. E ușor să înțelegi. Da, mă uit la un ecran când fac duș și gata, am înțeles ce am făcut rău în ziua aia. Și asta mă ajută să iau niște decizii pe care de fapt nu le iau eu, ci dacă observ câteva zile la rând ceva în neregulă, vorbesc cu echipa și zic hai să monitorizăm trendul ăsta, că s-ar putea să fie un trend, s-ar putea să fie 2-3 zile de ceva, nu știu, e vacanța copiilor, e frumos afară, e un eveniment, dar dacă continuă asta trebuie să ajustăm ceva. Al doilea indicator la care mă uit este raportarea de vânzări B2B, care vine la sfârșitul fiecarei zile. Zonele în care sunt, nu știu, eu poate sunt un
manager mai atipic. Pentru coordonarea întregului business, însemnând plăți, facturi, comenzi la furnizori, se ocupă colegii mei. Eu sunt foarte focusat doar pe trei direcții. Vânzări, însemnând recrutare de oameni, plan de vânzări, execuție de plan de vânzări, etc., ofertare, tot, și client service B2B. Product development, unde în fiecare zi am un dashboard cu progresul pe fiecare gamă de produse. Noi deținem 12 branduri în momentul ăsta. Credem că doar Republica Bio. Am lansat două, Republica Bio și Sănățele, și urmează să mai lansăm două branduri anul ăsta până la finalul anului în niște zone pe care nu o să le dezvălui în momentul ăsta, o să vorbim. Perfect. Le cumpărăm de pe al treilea domeniu este, a treia zonă este marketingul, pe care eu îl văd foarte, foarte legat de vânzări. Este acest marketing of sales. Adrian Sârbu la ProTV tot timpul vorbea despre marketing of sales, pentru că ce înseamnă asta? Sună deștept, dar marketing of sales sunt două tipuri de marketier, da, de oameni de marketing. Oamenii de marketing care iau niște decizii pentru a crește awareness-ul fără măsurabilitate directă în vânzări, și oamenii care tot timpul la fiecare acțiune de marketing pe care o fac se uită care a fost impactul asupra vânzărilor și decid dacă o mai repetă, dacă o scalează sau dacă o omoară. Discuția asta mă duce la o întrebare pe care am văzut-o la foarte mulți antreprenori. Ei au un coș cu bani, așa metaforic vorbind, pe care trebuie să decidă cum îl cheltuie. Cât pun la SEO, cât pun la PPC, cât pun la... Tu cum decizi? Care sunt instrumentele? Multe date, intuiție, încotro să te focusezi cu bugetul de marketing? Cred că la antreprenoriat este extrem de important să reușești să vezi întotdeauna poza mare. Poza mare înseamnă că eu nu sunt atât de preocupat de dacă să pun bani în SEO sau în PPC. Sau... Asta este decizie de nivelul 3 sau de nivelul 2. Și spun nu ca și personal în companie, ci pentru mine ca prioritate, nivelul 2 sau nivelul 3. Okay. Pentru mine primul nivel este unde pilotez eu compania asta peste 10 ani, cine sunt eu peste 10 ani, da? Cine sunt eu? Eu sunt un retailer, sunt un brand owner, sunt un multiple brand owner, sunt un om care a făcut deja vreun exit pe vreun brand sau pe două branduri, către cine am vândut, care sunt direcțiile care se dezvoltă, care sunt trendurile în piață. Deci eu trebuie în primul rând să înțeleg care sunt trendurile și care e competiția. Da? Acum, de exemplu, avem două zone în care o să lansăm două branduri noi pe care le studiem de 2 ani. Da? Și ca și industrie, ca și tracțiune la consumator și competiție în piață, mă gândesc. Ne-am uitat la competiție, ne-am uitat la consumator, ne-am uitat la trenduri afară, ne-am uitat la rata de creștere afară, ne-am uitat la adopție, la cum s-a făcut adopția. Lucrurile astea sunt pentru mine cele mai importante. Că dacă ai greșit și ai rămas cu un contract de SEO 6 luni, nu o să te omoare asta. Nu o să te omoare asta. Te omoară lipsa de capacitate de a te adapta la un mediu care se schimbă extrem de rapid. Adică peste un an, îți dau un exemplu, a fost acum când a fost asta cu atomică, cu bomba atomică, a fost cu iodul. În două zile nu s-a mai găsit iod în România, da? Au fost niște oameni care au investit niște sume fabuloase în aduce iod. Guess what? În două săptămâni nimeni nu mai cumpăra iod. Da? Pentru că din memoria colectivă s-a șters această amenințare. Ăla n-a fost trend, n-a fost nici măcar un microtrend. Da? Dacă nu ai capacitatea să citești bine trendurile, te apuci să asamblezi o mașină și să strângi la șuruburi și tu ești preocupat să strângi la șuruburi, dar mașina se duce în gard. Înțeleg perfect ce spui. Tu ai oameni cărora le cer părere, lucrezi de exemplu cu consultanți pe anumite topicuri din business-ul tău? Consultanți la nivelul cel mai mare de pilotare a business-ului.
Da, am avut oameni cu care m-am sfătuit în trecut. Și în momentul ăsta am pe cineva cu care discut de trendurile mari. Dacă vorbim de lucrurile mici, întotdeauna lucrurile mici însemnând o gamă de produse, câte produse să am în gamă, care e adresabilitatea, care e targetul. Repet, sunt oameni în echipa mea mai pregătiți decât mine să facă asta. Hai să încheiem cu două povești. Povestește-ne despre o experiență de cumpărare online, e-commerce a ta personală, nașpa. Și ce nu ți-a plăcut la ea și de la cine a fost? Mamă, deci sunt, e atât de provocator, pentru că astăzi mi s-a întâmplat ceva cu o companie de telefonie, ceva extrem de frustrant, și dar nu e experiență de e-com. Stai să mă gândesc. Poate să fie înainte de cumpărare frustrant, post-purchase sau customer service sau ceva ce ai vrea să spui, bă, eu n-aș vrea să mai întâmple asta. Ok, nu mai știu site-ul în schimb, dar ce s-a întâmplat a fost că trebuia să fac un cadou. Era extrem de important pentru că era un cadou idee, nu era un cadou obiect, nu conta obiectul, era un obiect folosit pentru ceva. Mi-au confirmat că o să primesc, dar că durează mai mult. Am sunat a doua zi, a treia zi, a patra zi, tot timpul mi s-a confirmat și până la urmă nu mi-au livrat produsul respectiv, că au zis că furnizorul nu le-a mai adus produsul respectiv. Era un produs fizic, da? Un produs livrabil. Da. Îți dai seama că absolut frustrant. La fel, o experiență frustrantă care nu este în România, am făcut unui partener un cadou, am făcut un serviciu, niște cursuri de mindfulness făcute de cineva foarte foarte titrat, adică cu referințe foarte bune. No, să nu te iei de Sadhguru, te rog. sunt un mare admirator. Da, ok. Da. Și cadoul a trebuit să ajungă de Crăciun și răspunsul lor la activarea pachetului, deci după ce am plătit și a fost, nu știu, vreo $200, răspunsul lor a venit undeva pe 4 ianuarie. Da. Asta cu cadourile care și în special legat de sărbători, ok, e Crăciunul, nu. Da, și n-am cerut ceva fizic, adică era un serviciu și aveam doar nevoie de activarea unui cod, atât. Da, unui voucher. Zi-mi și una bună, hai să terminăm pe pozitiv, ceva ce merită împărtășit și poate aici îți amintești și magazinul care online. Care să nu fie la Republica Bio, nu? Care să nu fie, că poate nu, mai sunt și alții care fac bine. Stai să mă gândesc. Eu nu comand foarte mult online. Uite, o experiență foarte, foarte mișto, dar nu sunt din România. Ai voie să nu fie din România? Da, bineînțeles. E doar o discuție între noi. Ok. Experiențe foarte, foarte mișto am avut, dar înțeleg că asta este norma acum este standardul. Pentru că mie mi s-a părut wow dacă nu sunt un mare consumator de împărtășește-ne. Mi s-a părut la Abercrombie, care vând haine. Pentru cei care se pot îmbrăca de la Abercrombie, pentru că... Eu cumpăr întotdeauna la 50% și tricou mi se pare un tricou la 12 euro, un tricou polo la 12 euro de la Abercrombie. Mie mi se pare... Mi se pare un preț mare. Adică, nu, dar eu ziceam că i-au avut un scandal legat de mărimi, că sunt doar pentru oameni foarte fit, nu și pentru... Am înțeles. Da, nu știu. Ok, doar o părere. Bun, da. Cum a fost experiența? Faptul că am cumpărat de 4 ori același produs și l-am dat înapoi și returul a fost gratuit, de fiecare dată, mi s-a părut wow. De unde? Din Europa? Din Amsterdam mi le trimiteau, sau din Olanda, oricum de undeva din Olanda.
dar de fiecare dată, fie că nu mi-a plăcut culoarea, fie că nu mi-a venit mărimea, fie de 4 ori am schimbat chestia, de 4 ori m-am sucit, n-au comentat nimic. Și a mai fost odată cu un produs scump, cu o geacă mai scumpuță, nu știu, vreo 150 de euro, la fel, am schimbat-o de 2 ori, că nu eram sigur dacă îmi vine mărimea, am dat-o înapoi și după aia am chemat-o înapoi mărimea respectivă. La fel, a fost o experiență foarte, foarte bună. În rest, ce să zic, pot să-ți vorbesc de experiențele mai nasoale de la Republica Bio? Da, pot să-ți vorbesc despre experiențele, zi-mi una și una, oricum. Nu, despre experiențele bune n-am ce să... Da. Toată lumea se laudă, nu toată lumea vine la televizor să se laude, nu? Da, vreau să mă laud, închid aici, mă duc la baie și zic, băi, ce bun ești, băi, Cipriane, și Republica ta pupă-te. Bio. Da, pupă-te, da. Uite, ce ni se întâmplă care sunt cele mai frecvente lucruri pe care ni se întâmplă? Cam odată la cam de 2 ori pe săptămână, deci odată la câteva zile, odată la 3 zile, ratăm să punem în coș un produs. Când sunt coșuri, avem coșuri cu, nu știu, 40, 50, 60 de produse. Sunt și astfel de B2C coșuri. Sau B2B? B2C, B2C, da. Okay. Și ratăm să punem ceva, nu știu, motivele pot să fie multiple, da? Că până la urmă tu iei niște produse și trebuie să le pui în niște coșuri și ajunge cu unul mai mic, mai puțin într-un coș și unul mai mult în alt coș. Și asta tot timpul e o experiență frustrantă pentru oameni, dar partea bună pe care am văzut-o și se datorează brandului și încrederii în ceea ce facem, niciunul nu a fost agresiv, niciun client nu e agresiv. Vă rog frumos să verificați, nu mi-ați spus acel produs. Noi nu chestionăm niciodată asta, nu verificăm niciodată, nu avem camere de filmat în zona de packaging, de packing. E o practică totuși ok pentru, da, siguranță. Îți lipsește, ți l-am trimis. Impactul nu e atât de mare, adică dacă ai 2 produse pe săptămână, impactul nu este atât de mare și să stai să investighezi, pierzi mai mult timp. Deci noi le trimitem default, înainte de a face orice investigație. Partea frumoasă este că am găsit și clienți care ne-au spus am primit un produs în plus. Adică ce ai pus asta acolo? Vreau să întreb. Da, da, sunt clienți care spun asta și de obicei rămâne cadou. Adică dacă nu sunt niște chestii pe care nu le pot folosi și ne zic, bă, eu nu sunt bolnav de inimă, luați-vă device-ul înapoi, le lăsăm cadou produsul respectiv. A doua problemă pe care o avem cu anumite ambalaje, nu brandul nostru, alte branduri, se sparg ambalajele în timpul transportului și nu sticla. Nu avem nicio sticlă spartă în timpul transportului de ani de zile. Se sparg ambalajele din hârtie, făina, de exemplu, un kilogram pus în hârtie se sparge. Și când ți se sparge o pungă de făină într-un colet, e o porcăială mare acolo, adică e... Dacă ești un pic de umezeală, deja începe, mai trebuie drojdie. Deja, e pâinica, deja e gata, lipia. Și asta, astea sunt cele mai frecvente neplăceri pe care le au clienții cu noi, da? Dar pe care le rezolvăm în aceeași zi. Întotdeauna avem acest mindset să le rezolvăm în aceeași zi. Lucrurile pozitive n-am să le spun. Hai să încheiem cu asta, că sigur a ieșit cel mai lung episod de podcast, dar era păcat să nu discutăm dacă tot ne-am văzut. Îți mulțumesc tare mult, Ciprian, pentru timpul tău și pentru tot ce ne-ai împărtășit. Cu drag, cu drag. Mulțumesc de invitație. Cu drag și de la noi. Poate ne vedem și povestim și altele. Spor. Ceau. Mare drag. Ceau. Ceau. Faptul că ai avut răbdare să asculți acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească business-ul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecommasters.ro/consultanță și aplică la o sesiune gratuită.
te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecom Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod E-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.